Iubită Biserică a Domnului Iisus Hristos, în seara aceasta suntem cu credință și speranță în casa Domnului, știind că Dumnezeu întotdeauna ne cheamă ca să ne binecuvinteze și să ne ofere bogățiile cuvântului Său. În seara aceasta, așa cum am spus de mai multe ori până acum, pentru că suntem în contextul acestei sărbători, aș vrea să ne oprim asupra Scripturilor și să înțelegem, atât cât ne va ajuta Duhul Sfânt, despre evenimentul acesta pe care noi îl numim necredința lui Toma. Acest ucenic al Domnului Iisus Hristos a intrat în istoria creștină ca un bărbat necredincios. Atât de necredincios a părut el oamenilor, încât aceștia l-au numit Toma necredinciosul. Intenția mea în această seară nu este să prezint în paralel necredința lui Toma cu necredința celorlalți apostoli și să arăt că a celorlalți a fost mai mare decât a lui Toma și doi, Toma s-a pocăit public după necredința lui, spunând Domnul meu și Dumnezeul meu, dar ceilalți n-au făcut-o așa de public. Intenția mea însă nu este aceasta. Intenția mea este să privim la evenimentul acesta și să înțelegem că fiecare generație creștină are în timpul ei anumite curente filozofice și păgâne care afectează viața spirituală prin specificul lor. În primul rând, dacă veți observa schema predicii din buletinul duminical, în primul rând aș dori să observăm riscul indisponibilității. Disponibilitate înseamnă să poți fi disponibil, să poți fi prezent unde te cheamă Dumnezeu și unde te vrea Dumnezeu. Indisponibil înseamnă să nu poți fi prezent, să nu ai timpul necesar să răspunzi chemării și invitației divine. Aș vrea să observăm că disponibilitatea pentru Dumnezeu, adică să poți să-i dai timpul lui Dumnezeu fiind disponibil pentru El, aduce beneficii, iar indisponibilitatea te pune în situația să-ți asumi riscuri. Deci, în primul rând, riscurile indisponibilității. Adică riscurile pe care și le-a asumat Toma când și-a permis să nu poată fi prezent. Biblia nu ne explică de ce Toma nu a putut fi prezent la părtășia din seara aceea. Dar eu sunt sigur că dacă ar fi vrut Duhul Sfânt să pună în Scriptură răspunsul lui, el ar fi avut scuze omenești de genul celor pe care le avem noi, luni, marți, miercuri, joi, vineri și duminică de două ori. Însă toate aceste scuze pălesc în fața chemării pe care Dumnezeu ne-o face să stăm împreună cu El prin Duhul, într-o relație spirituală care e doar în beneficiul nostru. Observați în primul rând riscul indisponibilității. Aș vrea să vă aduc aminte, frați și surori, la subiectul acesta care este efectiv bătătorit prin faptul că toți predicatorii învață de la amvoane și încurajează frații și surorile să fie prezenți cât mai mult la părtășiile frățești. Iar părinții încurajează cât mai mult copiii lor să meargă la adunările unde se întâlnesc în mod special tinerii. Aș vrea să observăm că lipsa de părtășie cu Dumnezeu păgubește pe cel care nu este prezent. Atunci când Toma a lipsit, nu a fost disponibil, în primul rând, relația lui cu Dumnezeu a fost afectată. Atunci când Toma a lipsit de la părtășia frățească, o părtășie obișnuită de altfel, n-a fost o părtășie specială, n-a fost un botez în apă, n-a fost o evangelizare, n-au avut musafiri din alt oraș, ci a fost o părtășie frățească obișnuită. Doar prezența lui Iisus a făcut părtășia aceea specială. Altfel ar fi rămas o părtășie obișnuită de ucenici. Observați, vă rog, că atunci când Toma și-a permis să nu fie prezent, el
a păgubit relația lui spirituală cu Dumnezeu. Eu observ că din ce în ce mai mult, în vremurile noastre, noi slăbim relația cu Dumnezeu, accentuând relația cu biserica. Și atât de mult facem asta, încât confundăm relația cu Dumnezeu cu relația cu biserica. Frați și surori, stimați oaspeți, vreau în această seară să accentuez că relația cu Dumnezeu nu este relația cu biserica. Iar relația cu biserica, în primul rând, nu este relația cu Dumnezeu. Relația cu Dumnezeu implică ceea ce fac eu singur, personal, conștient și voluntar în relația mea spirituală cu Dumnezeu. Și este în mod special manifestată în timpul rugăciunii, în timpul citirii Bibliei și în timpul postului. Aceste trei activități spirituale sunt prin excelență manifestarea relației spirituale cu Dumnezeu. De aceea vă invit în această seară, scumpi oameni ai lui Dumnezeu, nu vitregiți viața dumneavoastră de relația cu Dumnezeu, mulțumindu-vă cu relația cu biserica de duminică. Relația cu biserica nu vă poate da ceea ce vă poate da intimitatea cu Dumnezeu, singurătatea cu Dumnezeu. Momentele pe care le petreceți în odăiță, plângând liber, fără limitarea că sunteți la dreapta și la stânga cu oameni care vă văd și vă măsoară fiecare atitudine fizică pe care o aveți. Și încercați, pentru că sunteți într-un context public, să vă limitați manifestarea publică, închizându-vă în interior sentimente pe care, dacă ați fi singuri, le-ați manifesta. Relația cu Dumnezeu are o însemnătate specială și se manifestă prin excelență, prin post, prin rugăciune și prin citirea Bibliei. Dar nu mă refer la aceste trei lucruri făcute public, ci mă refer la aceste trei lucruri pe care omul le face individual, în singurătatea existenței lui, când se întâlnește cu Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că Dumnezeu, când scoate poporul din Egipt, îi spune lui Israel: vreau să mergi în pustie și acolo, separat de egipteni, singur tu cu mine, să te întâlnești și să ai părtășie. Când Toma își permite să nu vină la părtășie, în primul rând, el neglijează relația lui spirituală cu Dumnezeu. O relație personală, o relație conștientă, o relație voluntară. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, nu vă mulțumiți doar cu relația cu frații, doar cu relația publică cu biserica. Dumneavoastră, ca să supraviețuiți spiritual, aveți nevoie de o relație personală, conștientă și voluntară cu Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Manifestată prin excelență în aceste trei forme: rugăciune, post și citirea Bibliei. Dacă vă veți permite în viața spirituală să neglijați aceste trei activități, vă spun în această seară că viața dumneavoastră spirituală va începe să se răcească, va intra într-un proces de dezintegrare, de micșorare, până când nu veți mai avea puterea necesară să supraviețuiți. Vă veți răci spiritual și nu veți mai avea puterea să luptați, pentru că puterea se primește prin post, prin rugăciune și prin citirea Evangheliei lui Iisus Hristos. Disciplinați-vă, frați și surori, pentru rugăciune individuală, dincolo de rugăciunea publică. Mă strâng de câteva luni pentru părtășie vineri seara cu adolescenții și am fost șocat că în prima seară, când ne-am întâlnit, am întrebat: care dintre voi vrea să se roage singur, spunând: Doamne, fii cu noi în seara aceasta? Toți și-au plecat capetele și niciunul n-a spus eu. Și m-am speriat. Am realizat că acești copii au o problemă spirituală, fundamentală, de relație cu Dumnezeu. I-am văzut în prima rugăciune că public s-au rugat și au mișcat buzele, dar când a fost singur pus să se roage, n-a mai fost în stare. În fiecare vineri seara mă întâlnesc cu tinerii și am observat că această mică problemă este prezentă și acolo. Și în fiecare luni seara și miercuri seara mă întâlnesc în grupuri cu frații și cu surorile. Și de multe ori în adunare spun să se roage o soră sau un frate și trec 20-30 de secunde până când dintr-o sută de femei se hotărăște una să se roage. Întreb:
chiar nu observați că este o problemă? Chiar nu observăm că este o problemă? Relația personală, conștientă și voluntară cu Dumnezeu se vede și atunci când eu mă închin în public. Niciodată un pastor nu va reuși să facă un program special cu persoane care în calitate de participanți sunt nepregătiți spiritual în relația lor personală și intimă cu Dumnezeu și se bazează doar pe relația publică de la biserică. Niciodată. Dacă frații și surorile, duminică seara, nu vor veni încălziți spiritual dintr-o relație personală cu regele, nu vor avea o viață personală de rugăciune, de post și de citirea Bibliei, predicarea nu va fi ascultată, rugăciunea nu va avea forță, iar postul va fi slab. Pentru că invit să facă asta oameni care nu o fac și când sunt singuri și o fac doar când sunt în public. Toma, când și-a permis să nu fie prezent la părtășie cu Dumnezeu și cu frații, și-a pus în pericol relația lui personală cu Domnul. În al doilea rând, când Toma nu a fost la părtășie cu Dumnezeu și cu frații și a pus în pericol relația lui cu frații și cu surorile, în primul rând, lipsa de părtășie cu Dumnezeu păgubește, în al doilea rând, lipsa de părtășie cu frații păgubește. Dacă viața spirituală cu Dumnezeu se manifestă prin rugăciune, post și citirea Bibliei, viața de părtășie cu frații se manifestă prin prezentarea unei viziuni, prin rugăciunea împreună, cântarea împreună, împărtășirea necazurilor. Observați, frați și surori, că ori de câte ori unul dintre noi găsește scuze pământești pentru o indisponibilitate spirituală, există o pagubă spirituală în relația cu Dumnezeu și o pagubă spirituală în relația cu frații. Cum să avem relație unii cu alții? Cum să avem puterea să ne permitem lucruri spirituale și să ne bazăm unii pe alții dacă noi nu știm când vine cineva sau când nu vine cineva la biserică? Ce relație spirituală să existe între noi dacă bărbați și femei care fac slujbe importante în biserică nu vin la biserică și păstorul nu știe? Este greu să se dea un telefon și să spună: frate, eu știu că te bazezi pe mine într-o duminică seara sau într-o duminică dimineața sau într-o joie. Eu știu că te uiți pentru mine, te uiți după mine să fiu la ușă, să fiu la balcon, să fiu la cor sau să fiu la fanfară. Eu știu, frate, că te vei mira unde sunt și știu că tu te vei baza pe mine să fiu alături de tine un mădular. Află că eu nu voi fi duminică seara la biserică pentru că eu merg în vacanță, pentru că eu plec în România. Vreau să știu de mine că noi doi suntem mădulare. Individualismul nostru trădează lipsa relației noastre, trădează lipsul respectului nostru, trădează lipsa părtășiei noastre și arată faptul că de fapt nu are importanță dacă eu sunt sau dacă nu sunt la biserică. Ascultă-mă, prietene, frate și soră, pentru mine este foarte important să știu dacă dumneata ești la biserică sau nu, într-o adunare. Când te văd, mă încurajez, știind că acolo este un om care se roagă pentru mine. Știind că acolo este un om care deschide Biblia, care spune cuvinte de autoritate, un om care l-a adus în interiorul lui pe Duhul Sfânt, un om care își deschide gura și cântă, de resună clădirea aceasta, un om care își unește rugăciunea cu a fraților și ne rugăm pentru bolnavi, ne rugăm pentru oameni căzuți și pentru frații care au probleme și necazuri și ne unim în puterea spirituală pe care ne-o dă Duhul ce locuiește în noi și proclamăm sângele lui Iisus Hristos. Pentru că frații, când se strâng împreună, o mare putere a lui Dumnezeu se manifestă. Noi trebuie să fim împreună, cu același scop, cu aceeași inimă și noi trebuie să știm unii de alții. Atunci când nu ești, scaunul acela este gol. Pe mine mă întristează, pe Dumnezeu îl întristează. Știu că de multe ori nu poți fi, însă ce bine ar fi să știm unul de altul. Nu numai păstorul trebuie să spună când pleacă duminica de la biserică.
ar trebui să spună fiecare mădular, pentru că numai capul meu dă socoteală trupului, ci și fiecare element fizic al trupului meu dă socoteală de ce se întâmplă cu el. Asta arată individualismul nostru, ieșirea de sub autoritate, lipsa de respect și un obicei nesănătos. Frați și surori, mă uit după dumneavoastră în fiecare program, așa cum dumneavoastră vă uitați după mine. Așa cum atunci când scaunul acesta este gol și eu nu sunt pe el, vă simțiți într-o oarecare măsură în nesiguranță, la fel eu mă simt în nesiguranță când nu sunt dirijorii și coriștii, când nu este dirijorul și orchestranții, când nu este dirijorul și fanfariștii, când nu sunt păstorii la locurile lor, când nu văd ușierii acolo să le pot face un semn sau un gest și să mă ajute în slujbă, sau când nu-i văd pe sunetiști sau învățătorii de școală duminicală. Fiecare dintre dumneavoastră sunteți o încurajare pentru sufletul meu și o bucurie pentru Duhul Sfânt. Fiecare dintre dumneavoastră sunteți un mădular care poate fi folosit la un moment dat printr-un dar special al Duhului Sfânt. Niciunul dintre dumneavoastră nu sunteți de rezervă. Niciunul dintre dumneavoastră nu aveți atât de puțină valoare încât să fie la fel de important dacă sunteți prezent sau absent. Sunteți un om în care locuiește Duhul Sfânt și prezența dumneavoastră îl onorează pe Dumnezeu și mă încurajează pe mine și pe frați. Atunci când nu vă manifestați disponibilitatea, adică prezența la biserică, atunci riscați relația cu Dumnezeu și riscați relația cu frații. În al treilea rând, nu numai că păgubiți relația spirituală cu Dumnezeu, nu numai că în al doilea rând păgubiți relația personală cu frații, în al treilea rând păgubiți relația dumneavoastră cu dumneavoastră. Nu numai relația cu Dumnezeu, nu numai relația cu alții, păgubesc relația mea cu mine, pentru că este singurul loc unde nu mai mă gândesc la datorii, la biluri, nu mai mă gândesc la muncă, la programul din săptămâna viitoare și mă opresc și văd deșertăciunea vieții materiale, îmi cumpăr mașină nouă și o mănâncă rugina sau o zdrobește un accident, îmi cumpăr haine care se învechesc și le schimb cu altele și ce rămâne din munca mea? Ce rămâne din transpirația mea? Întotdeauna m-a trezit ceasul, cât mai de dimineață, să-mi fac un rost și un nume sub soare. Și mă uit acum la mine, ce am strâns în cei 40 de ani? Ce am, de fapt? Ce am agonisit? Unde este toată sudoarea mea? Unde este toată ambiția mea? La 15 ani aveam gânduri mari. Unde sunt ele astăzi? În ce măsură sunt realitate? Și cât de reală este această realitate? Cât de trainică este ea? Ce mi-a rămas mie din munca trecutului, care m-a luat din prezența lui Dumnezeu? M-a luat de lângă copii și de lângă nevastă? M-a luat de lângă frați și mi-a luat timpul să meditez la sufletul meu, care într-o zi se va întâlni cu un Dumnezeu drept și sfânt? E singurul loc aici unde mă pot opri să mă gândesc la sufletul meu, la slăbiciunile din săptămâna care au trecut, la cuvintele cu care i-am retezat pe frați, la atitudinea mea, poate necontrolată, la lipsa rugăciunii apostolului și a citirii Bibliei. Și acolo stând pe scaun, cercetat de o predică, de o cântare, de o poezie, spun, Doamne, iartă-mă că am încurcat din nou prioritățile în săptămâna aceasta. Însă am șansa la ora 8 și un sfert când plec să spun, Doamne, iartă-mă și ajută-mă în săptămâna aceasta. Dar dacă n-aș fi aici și aș fi la un restaurant sau nu știu pe care plajă, atunci ce duh m-ar cerceta pe mine acolo? Dacă aș vedea tot felul de imagini care mă instigă, care mă ispitesc, care încheamă trupul la plăcere și la păcat, la ce mi-ar folosi mie pentru viața veșnică? Atunci când îmi permit să nu vin la casa lui Dumnezeu, relația mea cu Dumnezeu păgubește, relația mea cu frații păgubește și relația mea cu mine însumi păgubește. Pentru că nu mi-au timp să mă cercetez, nu mi-au timp să plâng, nu mi-au timp să-mi mărturisesc păcatul și nu mi-au timp să fac decizie pentru viitorul meu. Seara aceasta face o diferență în viața mea. Cât de mică, dar o face. Dar dacă n-aș fi aici, n-ar face nicio diferență în viața mea spirituală. Pentru că dacă nu mă ajută cântarea de fanfară, de orchestră și de cor, dacă nu mă ajută grupurile de tineri, dacă nu mă ajută rugăciunea fraților și îndemnul păstorilor, dacă nu mă ajută anturajul frățesc, cum mă va ajuta pe mine lumea să mă gândesc la Dumnezeu mai bine?
Aici este un anturaj care mă ajută, care mă ridică, care mă încurajează pe mine cel slab. Dar dacă eu mă duc într-un alt context, unde sunt ajutat să fac păcatul și deși slab fiind, atunci îl voi face imediat și nu voi avea puterea să mă opresc. Riscăm atunci când nu venim la biserică. Indisponibilitatea de la casa Domnului ne pune într-o stare de risc. Trotuarul este locul pe unde trebuie să meargă pietonii, nu strada. Când îți permiți să mergi pe stradă, riști să fii lovit de un camion. Când îți permiți să nu vii la biserică, îți riști viața spirituală, relația cu Dumnezeu, relația cu frații și relația cu propria conștiință, pe care nu o împrospătezi, ci o lași să ațipească până adoarme și la urmă totul e bine și e voie. Indisponibilitatea de la părtășia frățească conduce la individualism, la pierderea viziunii, la micșorarea interesului spiritual și la concentrarea asupra lucrurilor materiale, pământești, care îmi fură tot timpul și timpul lui Dumnezeu, care îmi fură toți banii și banii lui Dumnezeu, care îmi fură toată pasiunea și pasiunea lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu mă așteaptă, timp în care eu strâng, ca unul care mai întrebe un hambar, ce să fac cu el? Ca unul care mai încumpăr un ogor, ce să fac cu el? Ca unul care îmi neglijez sufletul. Singurul lucru pe care îl pot duce dincolo, în vremea fără sfârșit, în eternitatea lui Dumnezeu. Toma și-a permis să nu fie la părtășia frățească. A venit Iisus și el n-a fost acolo. Iisus a predat o lecție următoare, a deschis un nou capitol al învățăturii spirituale și el n-a fost acolo. Iisus a adus niște dovezi, dovada prezenței lui, dovada învierii lui, a arătat că a trecut peste moarte, a arătat că l-a învins pe diavolul, a arătat că a zdrobit porțile locuinței morților, a arătat că a înviat, a arătat că este viu, a arătat că este Dumnezeu și a supraviețuit. A arătat că Dumnezeu a avut putere să-L învieze din morți. Și ucenicii au primit lecția, dar Toma a lipsit. Toma a pierdut relația cu Dumnezeu, Toma a pierdut noua lecție spirituală predată și consecințele ei, Toma a rămas în urmă, Toma a pierdut părtășia cu frații, care trecuseră la o altă lecție și el o pierduse, Toma a pierdut șansa să se cerceteze pe sine însuși, pentru că și-a asumat riscul indisponibilității, al absenței de la părtășia frățească. Nu Petru a pierdut dacă n-a venit Toma la părtășie, ci Toma a pierdut. Nu eu pierd când nu vii dumneata, dumneata pierzi. Nu dumneata pierzi când nu vin eu, eu pierd. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun în această seară este nevoia dovezilor. Dacă riscul indisponibilității a fost mesajul versetului 24, nevoia dovezilor este mesajul versetului următor, respectiv 25. Aici, Toma, care pierde lecția, vine și spune, am nevoie de dovezi, pentru că eu nu cred. De ce nu a crezut Toma? Dacă ucenicii n-ar fi fost prezenți să-L vadă pe Iisus, ei ar fi crezut? Nici ei nu ar fi crezut. Dar pentru că l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos, la inițiativa Domnului Iisus Hristos, ei au crezut. Și pentru că Toma și-a permis să nu fie prezent, a pierdut ocazia să-L vadă, deci să creadă. Și acum vine și vrea o ocazie separată. Vrea ceva special, extra, numai pentru el. Și spune, eu nu cred. Eu refuz să cred, eu vreau dovezi. Vrei dovezi? Fiecare adunare, fiecare părtășie frățească, fiecare slujbă divină, cea mai slabă slujbă divină care s-a făcut vreodată la Betania, cea mai slabă, are importanța ei și este în cuprinsul cărții lui Dumnezeu cu o lecție care se predă. Și când nu vii, pierzi lecția aceea. Iar data viitoare,
te trezești în neputință să crezi și spui, eu nu pot să cred, eu vreau dovezi, dar dovezile au fost odată prezentate data trecută și atât. Observați că Toma este pus în situația să vrea dovezi. Și în această seară aș vrea să vă aduc aminte că relația noastră cu Dumnezeu, persoană spirituală, se realizează doar prin credință, nu pe baza dovezilor materiale pe care le putem vedea, auzi, pipăi, gusta sau mirosi. Relația noastră cu Dumnezeu nu se poate întemeia doar pentru faptul că noi pipăim, vedem, mirosim, gustăm ceva anume, folosind cele cinci simțuri, cele cinci percepții senzoriale cu care omul a fost înzestrat doar pentru a percepe lumea materială. Dumnezeul nostru este o entitate infinită și eternă, adică o persoană infinită și eternă, care nu se poate pipăi. El este un Dumnezeu prin care intri în relație prin credință. Iar Toma refuză să creadă. De ce? Pentru că a pierdut lecția de data trecută care l-ar fi ajutat. Și acum vrea dovezi. El vrea dovezi. Lui se pare normal să îi se aducă dovezi. Apoi, observați că Dumnezeu își asumă responsabilitatea să producă și să dezvolte credința în inima oamenilor prin tot ce face în mijlocul lor. Dezvoltă credința în mijlocul ucenicilor pentru că vine între ei și le spune, pace vouă, eu sunt viu, am înviat dintre cei morți. Așa cum spune în Genesa, în capitolul 3, versetul 15, am zdrobit capul șarpelui, moartea este învinsă. Porțile locuinței morților sunt deslegate, păcatul este distrus, nu mai are autoritate asupra voastră, sunteți liberi, sunteți liberi. Și ucenicii primesc lecția credinței, se îmbărbătează, credința din interiorul lor crește și ei se ridică în calitatea vieții spirituale, la nivelul la care puteau să creadă. De ce? Pentru că au fost la predarea unei noi lecții, pentru că nu și-au permis să fie absenți, indisponibil, ci și-au luat timp să fie disponibil, prezenți. Dumnezeu își asumă responsabilitatea să-ți dezvolte credința dacă ești în locul unde El predă lecția. Dumnezeu nu predă lecții în restaurante. Dumnezeu nu predă lecții în lumea aceasta unde se predă alte lecții. Știți ce lecții primesc copiii noștri la școală? Știți, nu e nevoie să vă spun eu, mai bine decât mine știți. Știți ce învață ei în anturajul lor? Știți, mai bine decât mine. Știți ce risc își asumă atunci când intră în lumea aceasta, unde diavolul are control și pe care diavolul o folosește ca pe un instrument? Să scoată rugăciunea, să scoată Biblia, să scoată postul, să scoată onestitatea, să scoată sfințenia și să o introducă păcatele murdare, legiferându-le. Acolo se duc copiii noștri și acolo sunt educați. Și spiritul acela intră în ființa lor și devin toleranți, devin permisivi, devin păcătoși. Pentru că e un proces care se întâmplă puțin câte puțin și ei nu văd. Nu e o cădere bruscă, ci e o alunecare lentă pe care nu o sesizezi. Dumnezeu își asumă responsabilitatea să consolideze credința noastră dacă venim în prezența Lui, nu dacă fugim de prezența Lui. Ucenicii care au căutat prezența lui Iisus au fost consolidați în credința lor, dar Toma care și-a permis să lipsească, sigur că a pierdut lecția credinței. Și când merge din nou la ucenici, el este singurul care face excepție de la credință. De ce? Pentru că a pierdut lecția care dezvoltă credința. Scriptura ne spune că oamenii vor crede prin auzirea cuvântului lui Dumnezeu. Dar tot Scriptura întreabă, cum să audă ei dacă noi nu predicăm? Și cum să predicăm dacă nu are cine? Pentru că desființăm predicatorii. Ascultați-mă, iubită Biserica Domnului, folosiți-vă discernământul spiritual și înțelegeți. Nu există cădere mai mare a unei biserici decât atunci când își pierde respectul pentru frații care predică și care o conduc. Niciodată n-o să poți predica, nu să poți primi predica mea dacă nu mă respecti, dacă nu mă iubești și dacă nu vezi în mine un om al lui Dumnezeu. Dacă mă disprețuiești, nu o să primești predica mea. O să disprețuiești și predica mea cum mă disprețuiești pe mine. Dacă pe mine mă urăști, nu o să primești slujirea mea.
Și o să disprețuiești și o să urăști slujirea mea. Și nu o să te atingă. Și o să pleci de la biserică cum ai venit. Nu există metodă a dracului, a diavolului mai puternică decât metoda aceea când oamenii care au slujbe în biserică sunt disprețuiți, sunt urâți, asupra lor se aruncă cu noroi și se scoate în relief că au făcut tot felul de lucruri murdare, imaginare, care probabil nu le-au făcut niciodată. Și diavolul trântește când pe unul, când pe altul, când pe altul și la un moment dat nu mai are cine să predice. Și diavolul își atinge scopul atunci când nu mai are cine să predice. Biblia întreabă cum vor crede ei dacă nu vor asculta predica și cum vor asculta predica dacă nu vor mai fi predicatori. Frații mei, pentru dumneavoastră, stimați ascultători, valoarea predicii mele este dată de valoarea mea ca individ. Vă rog să acceptați lucrul acesta. Libertatea pe care o aveți să primiți predica mea este libertatea pe care o aveți să primiți și să acceptați persoana mea. Respectul și încrederea pe care aveți în cuvintele pe care le rostesc este direct proporțional cu respectul pe care îl aveți pentru mine ca individ și mai ales ca slujitor. Nu poți avea încredere într-o persoană pe care o disprețuiești, pe care o urăști și despre care știi că e un derbedeu. Nu-l poți lăsa pe un om rău să-ți schimbe viața. Nu poți accepta cuvintele unui individ care să te schimbe și în tot timpul te vei închide pentru el. Diavolul și-a atins scopul dacă vă veți închide față de slujitorii bisericii, găsindu-le la fiecare câte un bai, oameni ai lui Dumnezeu. Nu faceți asta! V-ați pierdut singura șansă să creșteți spiritual în mod public. Respectați-i pe oamenii aceștia. Ajutați-i, rugați-vă pentru ei, postiți pentru ei, ajutați-i să se îndrepte dacă au anumite slăbiciuni. Purtați în rugăciune și în post ca să se consolideze slujirea lor, abilitățile lor, spiritualitatea lor. Nu îi îmbrânciți toată ziua pentru că în felul acesta nu îi ajutați, ci îi dezechilibrați din ce în ce mai rău până se vor prăbuși și atunci diavolul și-a făcut lucrarea. În ce să stea puterea unei biserici dacă nu într-o predicare cu ungere? Cum să predice cu ungere niște oameni disprețuiți? Niște oameni puși la colț, niște oameni ponegriți. Tot timpul pe holurile acestea sunt criticați ei și nevestele lor. Sunt calificați cu tot felul de cuvinte obscene, începând de la oamenii de ordine, de la dirijori, de la sunetiști și până la păstori. Frații mei, suntem într-un moment al istoriei când Dumnezeu vrea să schimbe anumite lucruri slabe în viața noastră. Ne cere Dumnezeu o clipă de pocăință, să ne umilim și să ne recunoaștem că avem probleme în anumite domenii ale vieții. Probleme pe care trebuie să ni le rezolvăm prin pocăință. Nu poate exista sfințenie și unitate dacă nu există respect. Ce unitate să am eu cu un om pe care îl disprețuiesc și nu dau doi bani pe el? Și când mă întâlnesc cu el, vorbesc despre celălalt și îi spun ăla și încep să-l calific și îl calific ca pe un om care este la crâșmă. În această seară, celor care sunteți luminați de Duhul Sfânt, vă cer, opriți acest flagel până când nu ne vom distruge unii pe alții și noi toți ne vom distruge copiii și viitorul. Opriți! Cât atârnă de dumneata, oprește! Nu sta într-un astfel de grup, ieși! Nu permite celor cu care ieși să facă lucrul acesta, spune-le, oprește-te! Nu încuraja nici măcar prin prezența ta acolo o astfel de actitudine care distruge trupul pentru care regele a murit stând pe cruce. Și a spus, tată, eu vin la tine, dar ei rămân în lume, păzește-i, tată! Nu te lupta împotriva lui Dumnezeu! Ai o atitudine frățească de unitate, de respect. Omule, schimbă-te, a venit vremea! Observați, vă rog, în al treilea rând, aș vrea să observăm logica necredinței. Logica necredinței. Această parte a predicii, de fapt, este ceea ce am intenționat să vă spun în această seară. Să știți că Toma a avut o logică puternică a necredinței lui.
Asta nu i-a adus niciun beneficiu și nu l-a ajutat cu nimic. Dar el a avut o logică a necredinței lui. La acest punct, al treilea, logica necredinței, vreau să observăm trei subpuncte. Primul este să observăm curentul filozofic de gândire din vremea lui Toma. Frați și surori, în fiecare moment istoric a existat un curent de gândire. După al doilea război mondial, când familiile au ieșit din război fără nici o bază materială, știți care a fost curentul care s-a născut? Feminismul. A fost un curent care a revoluționat lumea și relațiile. De ce? Pentru că femeia a trebuit să meargă la muncă alături de bărbat, pentru că războiul a distrus casele, a distrus tot ceea ce aveau oamenii. Și dintr-o dată erau așa de săraci încât numai bărbații nu mai reușeau să meargă la muncă. Și atunci femeia a devenit egală muncă cu bărbatul și dacă a devenit egală muncă, a devenit egală în toate. Și dacă a devenit egală, a numit curentul acesta feminism și astăzi el a trecut dincolo de limită. E, de atunci până astăzi, noi suportăm consecințele acestui curent, noi putem să-l ignorăm, dar el își face treaba. Și sunt multe alte curente. Fiecare epocă istorică a avut un curent sau mai multe, care a fost specific. El a fost și mai târziu, dar n-a mai avut atâta forță decât la un moment dat. Întreb, care a fost curentul de gândire în vremea lui Toma? Frați și surori, curentul de gândire din vremea lui Toma, curentul filozofic de gândire din vremea lui Toma a fost gnosticismul. Gnosticismul. Gnosticismul vine de la gnosis, un cuvânt grecesc care înseamnă cunoaștere. Și gnosticismul era curentul filozofic religios care spunea că nu poți intra într-o relație cu Dumnezeu decât printr-o cunoaștere specială a minții pe care nu o au decât cei cu un coeficient de inteligență foarte mare. Adică oamenii obișnuiți nu pot să-L cunoască pe Dumnezeu. Ei au nevoie de niște vedete, de niște preoți speciali, care ei, doar ei au capacitatea să-L cunoască pe Dumnezeu, să aibă gnosisul, și ei vor spune mulțimii, plebei, muritorilor de rând obișnuiți, vor transmite consecințele cunoașterilor. Dar aceștia nu vor putea să intre în relație cu Dumnezeu. Dacă veți cerceta scrierile vremii, veți constata că Toma și apostolii la momentul acela s-au confruntat cu unul dintre cei mai mari dușmani ai creștinismului de atunci pe lângă cei religioși, a fost gnosticismul. Gnosticismul era un curent filozofic care a devenit religios. Prin faptul că spunea relația lui cu Dumnezeu nu e prin credință, relația cu Dumnezeu nu e pentru toți oamenii, relația cu Dumnezeu se realizează doar printr-o inteligență de excepție și pe care nu au decât anumite persoane. Toma, fiind presat de această teologie, de această filozofie, care intrase și în rândul predicatorilor, în rândul fraților, în iudaism, în proaspătul creștinism, observați că el cere, vreau să pipăi. Și noi spunem, este necredincios, este adevărat, este necredincios. Dacă ar fi fost la lecția de dinainte, când a lipsit de la biserică, el n-ar fi avut nevoie de dovezile acestea. Dar pentru că nu a fost, el acum are nevoie de dovezi. Dar care a fost logica necredinței lui? Uitați care a fost. Vă invit să deschideți Biblia și să citim împreună câteva texte biblice. Înainte să citim aceste texte biblice, vreau să vă spun că gnosticismul acesta se manifesta în plan religios, în plan iudaico-creștin, prin următorul curent de gândire. Gnosticismul acesta spunea că Iisus Hristos nu este o persoană, ci Iisus este o persoană și Hristos este altă persoană. Iisus, fiți atenți acum, Iisus este fiul Mariei, fiul Templarului, omul, iar Hristos este Dumnezeul care s-a coborât în el în apa Iordanului. Când Ioan l-a văzut sub formă de porumbel și a consemnat spunând, iată Fiul lui Dumnezeu, iată Mielul lui Dumnezeu.
Deci Iisus era o persoană și Hristos altă persoană. Și Hristos a intrat în Iisus la apa Iordanului și a făcut lucrarea misionară și Hristos a ieșit din Iisus când a fost prins în grădină. Hristos nu poate fi prins că e Dumnezeu. Hristos nu poate fi bătut și răstignit că e Dumnezeu. Hristos nu poate să moară că e Dumnezeu. Hristos a ieșit din Iisus și Iisus umanul, Iisus omul, fiul tâmplarului, neputinciosul, a fost prins, bătut bine, omorât și e în mormânt. Iar cel care a înviat nu e Iisus. Cel care a înviat este Hristosul care a supraviețuit. Asta era teologia din filozofia vremii în momentul în care Toma are evenimentul acesta. Și acum urmează să citim texte biblice. Deschideți cuvântul Domnului mai întâi la 1 Ioan. De acolo vom citi câteva texte biblice. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 2, versetul 22. Cine este mincinosul dacă nu cel ce tăgăduiește că Iisus este Hristosul? Cine este mincinosul dacă nu cel care contrazice, cel care spune că Iisus nu-i Hristosul? Ce logică ar avea să spun eu Luigi Emițoi? Ar fi absurd să spun asta. Ar fi absurd să spun Petru e Cladovan. Petru Cladovan e o singură persoană. E absurd în vremea noastră să citim versetul acesta și poate noi trecem peste el ușor, dar nu ne dăm seama că la vremea aceea se spunea Iisus e o persoană, umanul, Hristos e o altă persoană, divinul. Și Ioan spune, cine este mincinosul dacă nu cel care tăgăduiește că Iisus e Hristosul? Și spune că Iisus e una, Hristosul e alta. Capitolul 4, versetul 2. Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteți după aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu. Vreau să vă întreb, credeți dumneavoastră că în generația aceea, care a fost generația lui Iisus, era probleme să se creadă că Iisus Hristos a venit în trup? N-au știut toți că Iisus Hristos a născut în Nazaret? N-au știut toți că a fost copilul tâmplarului care a crescut în casa lui? Ce mare enigmă istorică era că Iisus Hristos a venit în trup? Însă ei spuneau, Iisus a venit în trup, dar Hristos nu. Hristos e Dumnezeu care a intrat în Iisus în apa Iordanului. Și a ieșit în Ghețiman când a fost prins. Și acum Ioan spune, Duhul să-L cunoașteți după asta. Orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu. Citim și versetul 3. Și orice duh care nu mărturisește că Iisus este de la Dumnezeu, este Duhul lui Anticrist. Observați că spune, nu că Hristos nu e de la Dumnezeu, ci Iisus nu e de la Dumnezeu. Pentru că ei spuneau, Iisus nu e de la Dumnezeu, Iisus e fiul tâmplarului, Iisus e un om simplu. Hristos vine de la Dumnezeu, nu Iisus. Și când l-ați văzut pe Hristos, când l-a văzut Maria în grădină, nu l-a văzut pe Iisus, nu! L-a văzut pe Hristos. Iisus e un om și nu o să învieze niciodată, ăsta-i basm. Citim mai departe cuvântul Domnului. Versetul 11, același capitol. Iertați-mă, versetul 15. Cine va mărturisi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, nu Hristos. Ei la momentul acela credeau că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, dar ei credeau că Iisus nu este Hristosul, ci sunt două persoane care pentru o vreme s-au identificat, dar la un moment dat din nou s-au disociat. Și apostolul spune, cine va mărturisi că Iisus și Iisus este Fiul lui Dumnezeu, nu numai Hristosul. Trecem în capitolul 5, citim versetul 1. Oricine crede că Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. Oricine crede că Iisus
este Hristosul, adică e aceeași persoană cu Hristosul, este născut din Dumnezeu. Nu-s două persoane diferite, n-a intrat unul în altul, cum spun gnosticii. Frații mei, noi nu mai cunoaștem acest curent al vremii, că la momentul acesta el nu mai are forță. Dar atunci, în vremea aceea, era curentul care distrugea esența creștinismului. Spunea Iisus Hristos, nu e o persoană, profețiile nu sunt adevărate, Iisus n-a înviat, Hristos nu s-a născut din fecioară. S-a născut Iisus din Maria și Iosif, Hristos a intrat în el, iar în grădina a ieșit. Și când l-ați văzut înviat, n-a fost Iisus, a fost Hristosul. Și apostolul vine și spune, oricine crede că Iisus este tot una cu Hristosul, acela este călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Aceasta a fost logica lui Toma când a spus, vreau să văd semnul cuielor. Pentru că dacă este Hristosul, Hristosul n-a fost răstignit. Iisus a fost răstignit. Iar dacă Iisus a înviat, înseamnă că Iisus este Hristosul. Ei spuneau, tu degeaba îl cauți pe Iisus, pentru că el n-a înviat, el e mort, tu îl vezi pe Hristos, dar ăla n-a fost răstignit. Și atunci Toma spune, ok, vreau să văd semnul cuielor. Dacă cel care a înviat are semnul cuielor, înseamnă că nu-i Hristos, pentru că Hristos, după cum spuneți voi, n-a fost pe cruce, a fost Iisus. Deci eu vreau să-l văd pe cel care are semnul cuielor. Dacă ăla care are semnul cuielor îl văd, înseamnă că Iisus a fost Hristosul. Continuăm să citim cuvântul Domnului. Versetul 5. Cine este cel ce a biruit lumea, dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Nu Hristosul. Versetul 6. El, Iisus Hristos, aceeași persoană, este cel ce a venit cu apă și cu sânge. Iisus Hristos, aceeași persoană, nu două. Doi Ioan. Pentru că timpul este foarte înaintat, nu o să mai citesc textul acesta biblic și de fapt niciunul despre punctul acesta. Îmi notase multe texte pe care să le citesc, însă socotesc că pentru dumneavoastră, cititori ai Bibliei, este suficient aceste argumente. Ceea ce vreau să vă spun este că Toma a avut o logică bună. El a spus, dacă Iisus a fost pe cruce și are semnul cuielor și dacă cel care a înviat este Hristosul, nu va avea semnul cuielor, dar dacă este Iisus, va avea. Vreau să vă semnul cuielor. Asta a cerut Toma, datorită curentului care era în vremea aceea. Singurul verset biblic pe care vreau să-l mai citesc, doar ca să fac o aplicație practică, este 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 3. Un cuvânt al Domnului pe care astăzi îl folosesc mulți dintre cei care aduc cuvinte profetice. 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 3. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema. Și atenție! Și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Vreau să vă întreb, cine nu poate să zică Iisus este Domnul? Oricine poate să zică Iisus e Domnul? Eu vă garantez că oameni care nu vin la biserică, oameni care au o viață imorală, ei, unii dintre ei, cred că Iisus este Domnul. Marea lor problemă este că ei, la vremea aceea, nu credeau că Iisus este Domnul. Și când spuneau Iisus Hristos a venit în trup, ei se refereau la curentul acesta, care astăzi nu mai este. Astăzi nu mai este. Nimeni dintre noi nu mai crede că Iisus a fost o persoană și Hristos altă persoană. Și totuși, argumentele de atunci sunt folosite. Întreb, de ce? Închei cu al patrulea punct, avantajul harului. Iisus trece dincolo de lipsa meritelor lui Toma. Trece dincolo de lipsa lui de la biserică. Și, curios, are răbdare și aduce dovezi. Spune, dă-ți degetul încoace, dă-ți mâna încoace, pipăie și convinge-te. Însă, observați că Toma se pocăiește și spune, Domnul meu și Dumnezeul meu. Este unul dintre puținele locuri din Biblie unde se face afirmația că Iisus Hristos este Dumnezeu. În fața acestei afirmații, Domnul Iisus Hristos îi dă o lecție lui Toma și îi spune, fericirea pe care o aștepți depinde de credința ta. Așa spune Domnul Iisus Hristos. Tomo, ferice de cei care cred.
Ferice de cei care cred și care nu așteaptă dovezi. Tu, Toma, ai pierdut șansa să vezi dovezile la vremea lor, pentru că nu ai fost atunci la părtășia frățească. Și le-ai cerut mai târziu, extra. Și asta te-a făcut să devii ciudat. Dar pentru că eu te iubesc, îți ofer șansa aceasta. Pipă-mă să știi că Iisus este Hristosul și că nu-s două persoane. Să știi că eu sunt Fiul lui Dumnezeu care a murit pentru păcatele oamenilor. Ferice de cei ce cred, Toma. Frați și surori, suntem chemați să credem. Suntem chemați să fim mereu prezenți la părtășia frățească. Suntem chemați să mergem la pas cu lecțiile pe care le predă Duhul Sfânt. Suntem chemați să mergem la pas cu orizontul pe care îl lărgește Dumnezeu prin fiecare strângere frățească. Așa cum pierdem dacă nu mergem la lucru, așa cum pierdem dacă nu mâncăm și dacă dormim, dacă nu dormim, tot la fel pierdem dacă lipsim de la părtășia frățească, pentru că noi ne păgubim pe noi de orizontul care s-a lărgit dacă am fi la Iisus și cu Iisus. În seara aceasta vă chem pe toți cei care sunteți aici la închinare, frați și surori. Recunoașteți că trăim într-o eră creștină foarte modernă și emancipată, care ne permite un program vinovat de tolerant și pe care noi îl acceptăm deseori și mai avem și puterea să credem că suntem duhovnicești și că suntem cu Iisus și că suntem oamenii plini de Duhul Sfânt, timp în care mai repede ne odihnim, mai repede facem alte lucruri decât să ne jertfim și să venim la casa lui Dumnezeu pentru părtășia frățească. Spunem noi, mă duc să-L ascult pe ăla? Când eu vin la casa lui Dumnezeu, nu vin să-L ascult pe ăla, eu vin să mă întâlnesc cu Iisus. Ăla este un instrument pe care îl folosește Dumnezeu, dar eu nu vin să-L ascult pe ăla, eu vin să mă întâlnesc cu Dumnezeul meu. Și din miile de ori în care m-am întâlnit cu Dumnezeu și cu frații în părtășie, nu regret nici măcar o singură slujbă, oricât de slabă ar fi fost ea și oricine ar fi predicat. De ce? Pentru că acolo a fost Dumnezeu și m-a cercetat. În seara aceasta te invit, tânăr sau bătrân, regretă momentele în care ai lipsit nejustificat și angajează-te în această seară ca și Toma, spunând Domnului, Doamne, vreau să-ți promit că niciodată de astăzi înainte, când voi putea, nu voi lipsi de la părtășia frățească. Indiferent că e studiu biblic, indiferent că e rugăciune, indiferent că este o întâlnire frățească pentru dezvoltarea viziunii sau este o slujbă de duminica sau de joia. Doamne, nu voi lipsi niciodată, pentru că s-ar putea să pierd în ziua aceea lecția vieții care va afecta pentru eternitate negativ viața mea spirituală. Te chem în seara aceasta, frate și soră, să înțelegi că ce faci, faci pentru sufletul dumitale. Și atunci când ești indisponibil pentru Dumnezeu, îți asumi un mare risc. Te chem în seara aceasta să recunoști că este nevoie de dumneata să faci parte din cor, dacă ai voce, din orchestră sau din fanfară, dacă vrei să înveți la un instrument. Ești invitat să te botezi în numele lui Iisus Hristos, al Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Ești invitat să vii la serile de studiu biblic, la serile de rugăciune și de părtășie. Ești invitat, dacă ești femeie, să vii la întâlnirile cu surorile, dacă ești bărbat, să vii la întâlnirile cu frații, dacă ești tânăr, la adolescent sau la tineret. Ești invitat să te apropii de Dumnezeu, pentru că clipa în care vei fi cântărit este aproape. Și va veni Dumnezeu și îți va spune, ești necredincios. Și vei spune, Doamne, eu nu sunt necredincios. Ba da! Te rog în această seară, iubește-te suficient pentru ca să vrei să mergi în cer. Cereți iertare în seara aceasta pentru momentele în care doar dintr-o lene nepermisă sau din alte motive similare nu ai fost la părtășia frățească și învață lecția lui Toma. Nu găsi scuze la necredință, lasă logica la o parte și trăiește prin credință, prin sacrificiu și prin dedicare și spune-i Domnului, Doamne, mă hotărăsc în această seară să te urmez, în fiecare zi, în fiecare vale și în fiecare deal. Generația aceasta depinde de decizia dumitale și de decizia mea. Care va fi ea? Aș vrea să ne oprim pentru o clipă și să ne rugăm lui Dumnezeu și harul său să fie peste noi, să ne accepte și să ne ridice din nou, să ne umple de Duhul Sfânt și să fim puternici în Duhul pentru onoarea lui Dumnezeu și pentru binele nostru veșnic. Frați și surori, ne ridicăm la rugăciune și ne rugăm Domnului împreună.